Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru marți, 8 iunie. Mai să vedem pentru această zi de marți ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate și bani, carieră, situație financiară. Primul rând, pe partea de dragoste, avem energia de cavaler de cupe, o energie foarte furtunoasă, care vine și pleacă foarte repede, care se răzgândește foarte rapid, o energie care vă promite marea și starea, dar care e foarte posibil să nu se poată ține de promisiune, așa că aveți foarte mare grijă aici, atât voi la promisiunile pe care le faceți astăzi, pentru că e foarte posibil să promiteți mai mult decât vă ține punga, decât puteți să și realizați, dar fiți foarte atenți și la promisiunile pe care vi le face o altă persoană, pentru că aici de asemenea e o energie foarte instabilă. Nu văd că aceste promisiuni sunt făcute cu intenții negative. Pur și simplu e așa o energie foarte optimistă, foarte exuberantă și nu suficient de realistă. Prin urmare, aici aveți grijă să nu fiți dezamăgiți și pe cât posibil încercați să urmați sfatul de a promite mai puțin și de a livra mai mult, pentru că în acest fel o să-i surprindeți plăcut pe oamenii din viața voastră decât dacă promiteți prea mult și livrați prea puțin, caz în care aceștia ar fi dezamăgiți. Hai să clarificăm acest cavaler de cupe, această energie instabilă, optimistă, mărinimoasă, dar în același timp nu suficient de realistă. Hai să vedem, avem aici 10-le de bâte, pajul de cupe și judecata. Ok, aici văd că posibilele surse de probleme care să creeze obstacole în fața acestui cavaler de cupe care promite mai mult decât poate să livreze sunt fie niște presiuni de la locul de muncă, care acum nu par atât de importante, atât de pregnante, dar care în viitor o să pun aici niște impedimente, fie în planurile voastre de vacanță, de concediu, de a petrece timp împreună. Aici vin niște presiuni exterioare, o nevoie de a finaliza un proiect sau, pentru o mică categorie dintre voi, o nevoie de a finaliza pe de-a întregul o relație anterioară, așa că aici fiți foarte atenți dacă persoana cu care discutați tocmai ce a ieșit dintr-o relație sau dacă actualul vostru partener sau parteneră încă mai păstrează aici liniile de comunicare deschise cu o persoană din trecut, pentru că aici există o foarte mare posibilitate de a reiniția niște relații din trecut, mai ales că ne aflăm într-o perioadă de Mercur retrograd. Și pentru foarte mulți dintre voi aici se va activa această temă, acest leitmotiv al partenerilor din trecut care reapar în viața voastră și vă fac niște promisiuni mai mari decât pot să vă și livreze. Văd că promisiunile aici cu pajul de cupe sunt foarte oneste, sunt pline de sinceritate, dar în același timp cu judecata nu par foarte realiste. Aici trebuie să analizați foarte atent situația voastră particulară și să vedeți dacă chiar merită să mai dați o șansă acestei persoane din trecut sau nu. Văd că în trecut au fost foarte multe greutăți, au fost foarte multe probleme, aici foarte multe impedimente în fața acestei relații și tind să spun că pentru majoritatea dintre voi nu e cea mai bună idee să vă reîntoarceți aici la o persoană din trecut. Dacă nu alegeți să-mi ascultați sfatul și începeți să comunicați din nou cu această persoană, vreți să-i mai dați o șansă pentru că credeți că s-a schimbat,
Oricum, vă garantez că lucrurile nu o să dureze foarte mult și cel târziu, la finalul lunii iunie, după ce Mercur își reîncepe mersul direct, o să vedeți că ceea ce v-am spus astăzi este într-adevăr adevărat și că nu a fost cea mai bună idee să vă reîntoarceți aici la un partener din trecut. Bineînțeles, luați decizii pentru voi înșivă în funcție de situația particulară a fiecăruia, dar rețineți că trebuie să vă și asumați consecințele deciziilor voastre. Mai departe, în privința sănătății, avem aici șasele de săbii, o carte care vorbește despre nevoia de a o lua pe altă direcție și, dacă nu mă înșel, pe această etalare ca energie clarificatoare a ieșit ieri șasele de săbii, prin urmare cumva se reia motivul zilei de ieri al nevoii de a o lua pe altă direcție, de a face lucrurile altfel față de cum le-ați făcut în trecut. Și pentru că vorbim despre o carte din suita de săbii, vorbim despre gândurile voastre, aici trebuie totul să înceapă de la modul vostru de gândire, de la felul în care vă vorbiți vouă înșivă, de la discursul vostru interior și de la ceea ce credeți că este posibil pentru viața voastră. Aici, dacă vă schimbați modul de gândire, o să vi se schimbe radical și realitatea exterioară. Hai să clarificăm acest 6 de săbii. Avem 10-le de monede, 5-ul de monede și lumea. Ok. Cu 10-le de monede, văd că pe de o parte aveți o familie foarte stabilă care e dispusă să vă ajute aici pe partea de sănătate, dar în același timp e posibil ca o parte din problemele de sănătate cu care vă loviți acum să vină aici pe linie genetică sau pe linie de familie, cumva prin obiceiurile și prin stilul de viață care v-a fost însuflat în etapa voastră formatoare atunci când erați încă sub aripa familiei. Acum, cu 5-ul de monede, vă simțiți oarecum singuri, izolați, nu știți de unde să începeți în găsirea unei soluții, dar aici 5-ul de monede îmi spune și de asemenea că soluția este mai aproape decât vă imaginați, că nu ați epuizat toate posibilitățile și că, dacă vă uitați atent în jurul vostru, există aici o instituție sau o persoană foarte influentă care este dispusă să vă ajute. Și cu lumea, ultima arcană majoră din tarot, văd că soluția pentru problema voastră particulară de sănătate este una restrictivă, trebuie să restricționați ceva în viața voastră, să eliminați ceva din viața voastră, să simplificați lucrurile, să vă simplificați dieta, să vă simplificați programul, orarul, gândurile, emoțiile, sentimentele, să vă structurați foarte clar viața. Să aveți în fiecare zi o oră fixă la care vă culcați, o oră fixă la care vă treziți, să aveți ore fixe la care mâncați și să nu deviați de la acest orar. Să vă stabiliți, de exemplu, un weekend, sâmbătă sau duminica, meniul pentru toată săptămâna următoare și să vă țineți foarte strict de acest meniu. Aici, cu lumea, cu această carte care reprezintă planeta Saturn, este clar că soluția pentru problemele voastre stă în impunerea unor reguli pe care voi trebuie să vi le autoimpuneți. Aici nu o să vină nici mama, nici tata, nu o să vină nicio instituție să vă facă ordine în viață. Da, aici familia poate să vă susțină, aici poate un medic sau un expert să vă dea un tratament, să vă îndrume, dar la urma urmei voi sunteți cei care trebuie să faceți munca grea și dificilă de a schimba aceste obiceiuri, de a vă impune aceste reguli. Partea pozitivă este că orice obicei nou pe care vrem să-l implementăm în viața noastră se împământenește în ritualurile noastre zilnice după 21 de zile. Dacă sunteți dispuși să începeți acum acest nou traseu, până la finalul lunii iunie, deja
toate aceste noi obiceiuri pe care vreți să le implementați în viața voastră o să devină o rutină, o să devină un reflex și o să vedeți că nu o să vă mai fie greu să vă țineți de acest program, de această rutină, de această dietă, de acest nou stil de viață. Dar trebuie să faceți primul pas și să vă faceți ordine în viață, să aveți un stil de viață mai echilibrat, mai ordonat. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, a situației financiare, avem aici regina de cupe, cea mai emotivă și mai emoțională regină din toată suita de tarot, dar în același timp regina cu cel mai ternic dezvoltat simț al intuiției. Astăzi intuiția voastră este la cote înalte și ar fi bine să vă ascultați instinctele atunci când trebuie să luați anumite decizii în afaceri, în carieră, în finanțele voastre. Hai să clarificăm această regină de cupe. Cum puteți să profitați la maxim de această energie atât de intuitivă pentru a vă mări finanțele, pentru a obține mai multă stabilitate în carieră, în afaceri, pentru a atrage clienți noi, pentru a obține o mărire de salariu sau un bonus. Aici avem asul de săbii, o nouă idee, optul de săbii, niște gânduri care vă țin blocați și șaptele de bâte, voi sunteți pe poziția de superioritate. Ok, astăzi, mai ales în această zi de marți, atunci când fie aveți voi niște idei noi de afaceri, de proiecte, de produse, de metode de marketing, de metode de a atrage noi clienți, de metode de a eficientiza fluxul de muncă sau ceea ce faceți voi zi de zi, este foarte important să aveți încredere în voi înșivă, pentru că aceasta este o idee foarte bună, pe care văd că o parte dintre voi riscați să o ignorați din cauza că nu aveți suficientă încredere în voi înșivă, în forțele proprii. Nu aveți suficientă încredere să mergeți mai departe și să prezentați această idee strălucită superiorilor voștri, clienților voștri, partenerilor voștri de afacere. Nu vă dați seama că aici voi sunteți pe poziția de superioritate, pentru că aveți aceste idei, pentru că ați lucrat atât de mult timp în acest domeniu, pentru că sunteți experți în acest domeniu, în această activitate, ideile voastre aici chiar pot să fie foarte valoroase și pot să vă ajute foarte mult. De asemenea, atunci când vedeți anumiți oameni în jurul vostru care în teorie, pe hârtie, ar trebui să fie foarte bine pregătiți, să fie experți în domeniu, dar voi știți prin experiența voastră de zi cu zi lucrând în domeniul respectiv că ideile pe care aceste persoane le propun nu sunt cele mai bune, nu ezitați să spuneți ceva, să ridicați mâna, să vă exprimați ideile, părerile, opiniile, pentru că părerea voastră este foarte importantă și atunci când vă ascultați instinctul, puteți să ieșiți aici învingători. Aveți foarte mari șanse de succes, trebuie să aveți încredere în forțele proprii și să nu vă impuneți limitări doar pentru că aveți o stimă de sine foarte scăzută sau din vari alte motive. Trebuie să aveți încredere în voi înșivă și să nu ezitați să vorbiți și să acționați. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol. Hai să vedem ce mesaje putem să scoatem de aici pentru ziua de marți 8 iunie. Contribui la crearea unei lumi în care este sănătos să ne iubim unii pe alții. De fiecare dată când meditez sau fac o vizualizare pentru vindecare, mă conectez cu oameni de pe întreaga planetă care fac același lucru. Un mesaj foarte frumos care vine să completeze această etalare zilnică. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!